aducă emoția la un nivel maxim. Atunci când ești pe un podium și ți se intonează imnul de stat, credeți-mă, este un moment pe care nu-l poate egala absolut niciun alt moment vreodată. Ajungând în dreptul acestei noțiuni, noțiunea de imn, sunt aprecieri că unul este mai frumos, altul este mai puțin frumos. Eu nu știu cum sunt unele, dar imnul României sună cam așa. Aceasta a fost surpriza, este ziua imnului de stat al României. Și noi am încercat să vă facem o surpriză și am apelat la resursele noastre de mare valoare culturală. Corul Galatis prezent în fața dumneavoastră este unul dintre cele mai importante produse culturale ale Bulgariei,
Corul Calatis a avut onoarea să reprezinte România în multe concursuri internaționale. Cei care sunt din altă parte, aș vrea doar să le spun că anul acesta, mai în toamnă, vom merge la Barcelona, încercând de data aceasta să schimbăm puțin culorile de la medalii, pentru că am avut cam mult argint și e cazul să mai schimbăm culoarea. Nu de alta, dar așa cum te pregătești, așa vei avea, din punctul meu de vedere, rezultate. Sunt aici și membrii ansamblului folclorii Calatii Mangalia și alți iubitori și cunoscători de artă. Despre domnul Berco va vorbi și despre copiii săi minunați, cei care expun aici în parcul din fața mozaicului mural intitulat Geneze. Și acum vă las în compania corului Calatis, al cărui dirijor este domnul profesor Traian Broască, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Mulțumesc și soliștilor profesioniști. Așa e bine câteodată să face și acte de generozitate. Eu glumesc, ei sunt foarte, foarte receptivi la solicitările noastre. Așadar, domnul Traian Broască a îndeplinit și funcția onorabilă, senzațională, aceea de dirijor al ansamblului Marinei Militare Române. Deocamdată ne pregătim să plecăm spre Barcelona, n-am găsit vapor, o să mergem cu avionul. Corul Calatis și un micro recital. Thank you.
la strâna și la data și înainte și înapoi, umeriță măi. Urcașa se joacă fata și la strâna și la data și înainte și înapoi, umeriță măi. Corul Calapis, domnul profesor Traian Broască. Vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa cu ocazia Zilei Imnului Național al României. Mulțumim și familiei Lăcătuși, o familie de muzicieni. V-am spus că avem și profesioniști printre noi. Vă așteptăm, probabil, de Sfânta Maria, să vedem, poate reușim să mergem
pe calea bună aceea de a ne întâlni măcar o dată pe săptămână cu public, cu trecători, cu turiști, pe care totdeauna știm să-i stimăm. Imnul de stat al României este pe versuri de Andrei Mureșanu și melodia se pare că aparține lui Anton Pan, despre care Eminescu spunea simplu: fiul pepenei, ce listeți ca un proverb.